Când dansul ultimilor raze de soare ale lui Octombrie mângâie natura, o călătorie pe ritmurile toamnei te fascinează. Ori toamna cu culori, parfumuri și sunete pictează natura și îți încintă simțurile. Nu departe de București, în apropierea celui mai sudic punct al țării, natura ne oferă ultimele nuanțe de verde ale verii, dezvăluindu-ne o vegetație luxuriantă, specifică luncii Dunării. Un punct de atracție deosebit este Balta Suhaia, recunoscută ca arie protejată. Beneficiind de apele Călmățuiului, atât de cântată de artiștii tălormăneni, fluxul apelor Bălții Suhaia este atent monitorizat prin stația de pompare construită pe gârla lui Iancu. Cândva, un canal natural denumit Gârla Bălții sau Gârla Suhaia, astăzi face legătura între Balta Suhaia și Dunăre. Grigore Antipa s-a bucurat de peisajul oferit de ezerul Suhaia, pe vremea când suprafața luciului de apă era de 20 de kilometri lungime și 4 kilometri lățime. Intervențiile antropice și-au pus și aici amprenta și au lăsat neatinsă o arie de 5 kilometri lungime și 2 kilometri lățime. Curiozitatea privitorului se accentuează la orice nou cadru, sufletul bucurându-se de întinderea apelor, forfota păsărilor, vegetația luxuriantă și covoarele de nufere albi și galbeni. Pajiștile, turbăriile, mlaștinile sunt populate de numeroase specii de păsări și animale, multe dintre ele considerate unice, într-un astfel de microclimat, așa cum este cazul pelicanului creț. O clipă de relaxare la hotelul Plutitor îți acordă un răgaz la apus. O surpriză plăcută a fost vizita la atelierul firmei Romnetz SRL, producător recunoscut la nivel național de plase de pescuit. Soluțiile profesionale și personalizate pentru succesul în piscicultură sunt reperele pe care le urmăresc frații Ionuț și Aurelian Costea. Cei doi antreprenori și-au propus să vină în sprijinul pescarilor cu produse de calitate, flexibilitate, fiabilitate, originalitate și promptitudine. În atelierul firmei ne-am bucurat să întâlnim oameni care încă mai lucrează ca pe timpuri. Înșirate pe suporturile lungi, secile au devenit imediat atractive. Cu migală, îndemânare și multă, foarte multă răbdare, un domn și o doamnă execută cu naveta migăloase ochiuri prin care peștele va încerca să scape. Tehnica de realizare păstrează elementele bătrânești. Acum și materialul este altul, obiectele fiind realizate integral din fibre de nylon rezistente. Bătrânii însă își mai amintesc că își confecționa uneltele de pescuit cu fir de cânepă. Știau ei că răsucit, firul de cânepă este mai rezistent decât oțelul și că plasele realizate astfel puteau fi folosite foarte mulți ani. Mâinile lucrătorilor se mișcă foarte repede. Unealta, sub formă de suveică, pe care firul de nylon este înfășurat, este atent petrecută prin țesătură. Atelierul abundă de năvoade cu ochiuri de dimensiuni diferite, prostovoale, setci, marcate pe una din laturi cu plumb și pe alta cu plute, juvelnice, vintire și halăuri. Însă toate par însuflețite. Cei ce lucrează aici pun o parte din sufletul lor în fiecare not pe care îl realizează, iar compoziția finală este ca un tablou de care te depărtezi ca să îl poți cuprinde cu privirea, să îl simți și să te bucuri. Și toate acestea se întâmplă la Suhaia, în apropierea bălții pline de pește pe care o inundă și o populează Dunărea, prin gârla lui Iancu. Și ce poate fi mai provocator decât să pescuiești la Suhaia, în Balta Suhaia, cu unelte de pescuit realizate la Suhaia. Balta și Dunărea sunt atracțiile zonei și chiar dacă ești pentru prima dată aici, peștele te ademenește în jocul său acvatic. Și unde să încercăm noi plasele de pescuit, dacă nu tot la Suhaia? Frații Costea ne lasă pe mâini bune. Nu ni se spune nimic despre locul unde vom merge. Bănuim că spre Baltă, dar nu.
Se pare că facem cunoștință cu Dunărea. Aici, în dreptul localității Suhaia, între albia minoră a Dunării și grindul ei principal, apare o zonă cu mici depresiuni lacustre, numite Listeve. Ne aflăm în apropierea kilometrului 570 de pe Dunăre, într-un golf creat de apele Marelui Fluviu, pe vremea când vegetația era mult mai bogată și insulele de pământ îi înfrânau curgerea. Ne bucurăm de un cadru natural deosebit când vara predă ștafeta toamnei în apropierea unui hotel plutitor, clasat 4 stele. La orizont, un pelican își așează cu atenție penajul și străbate fulgerător cu privirea orizontul de jur împrejur. Se convinge că suntem departe, mult prea departe, și își păstrează maestoasa statură pentru a putea fi prinsă pe peliculă. În drumul nostru spre apa cea mare, trecem pe lângă un pescar în vârstă care și-a instalat ustensilele de pescuit la umbra unor sălcii, care își frâng rădăcinile în pământul mulos de pe mal și sărută luciul apei cu frunzele încă verzi. Își încearcă norocul deocamdată. Călăuzele noastre ne ajung din urmă. Lădița de plastic pentru captura de pește și cele două vâsle din lemn de tei sunt primordiale. S-au văitat săracii că de vreo câteva zile nimeni nu a mai prins nimic. Noroc cu noi, veniți de la București! Să sperăm că vom prinde ceva, măcar pentru o ciorbă de pește. La umbra unor sălci mici, dar umbroase, descoperim barca, una veche, cu vopsea scorojită, dar cu tricolorul proaspăt vopsit. E sigur că a trecut prin multe aventuri pescărești și partidele de pescuit, ori cantitatea de pește transportată, nu au mai fost cuantificate. De aici, de pe mal, vedem și hotelul plutitor, îngrijit și întreținut cum se cuvine, gata să își primească oaspeții. Ne pregătim de plecare. Facem câteva teste cu vârșa. La prima aruncare, câțiva carași argintii cu solzi mari și capul scund au rămas captivi în ochiurile plasei. Începutul pare promițător. Ne bucurăm când vedem micile vietăți acvatice cu trunchiurile hidroforme, cum se zbat în țesătura de nailon. Plecăm spre locul dinainte ales de călăuze. Peisajul este mirific. Soarele încă mai are forță să încălzească. Vegetația abia a căpătat câteva dușe galbene. Ieșiți în larg, apa domină prin planul. Pe fundal, cordonul verde de sălci face reverențe privitorilor.
Ne apropiem de un loc unde o vârșă fusese fixată în zorii zilei. Carașii se zbat și razele soarelui îi umplu de scântei pe solzii argintii. La o altă verificare, rămânem muți de uimire. O știucă se lasă cu greu prinsă. Cu îndemânare, unul dintre băieți o prinde de urechi și nu îi dă voie să muște. Știuca, răpitoare, lacumă, cu dinți ascuțiți, carne albă și plină de oase, cu nuanțe de galben verzui pe spate și burta albă, își face loc lângă ceilalți captivi. Se zbuciumă în continuare, bătând din urechi carașii și crapii prinși mai devreme. Un somn mic și mustăcios, cu celebra piele fără sol și gura armată de dinți puternici, este ultimul venit în lada cu pești. Undeva, la 2-3 metri în stânga noastră, plutele roșii ale unei seci marchează o zonă unde peștele ar trebui să fie din abundență. O ultimă verificare a vârșei ne mai aduce în ladă câteva exemplare. Setca ne oferă și ea surprize plăcute. Cu siguranță ciorba de pește va ieși ca la carte, adică ca la suhaia. Părăsim locul armonios și ne îndreptăm spre mal. Lăsăm în urmă coridoare verzi, păsările care și-au armonizat trilurile ca să ne fie auzul satisfăcut și scânteile apei în soarele cald al după-amiezii ca semn de bun rămas. Ajungem la mal, legăm cu noduri marinărești barca de aceea salcie pitică, dar plină de frunze ce încep să primească sărutările toamnei. La fiecare unduire a apei, mișcările de atangaj ale bărcii îi vor reaminti atingerea fluviului. Captura serioasă părăsește barca, urmând scurtul drum spre locul unde ciorba de pește ne va excita papilele gustative. Părăsim mirifica lumea Dunării, încântați de izbânda noastră în ale pescuitului și ne îndreptăm către gospodăria gazdelor noastre. Și pentru că trebuia să explorăm întreaga zonă, ne-am abătut de la drumul principal și am urmat calea căruțelor, mânați de curiozitatea de a vedea faimoasele izvoare. Nu departe de baltă, o structură betonată, masivă, a lăsat apa să treacă prin câteva guri de metal. Apa rece, limpede și curată primește binecuvântarea soarelui de început de toamnă. Nu departe pe deal, biserica satului a rămas neclintită pe vechea vatra satului, devenind reper
de rezistență în istoria comunității. În sat, urcăm dealul și privim de pe ultima uliță, balta în semn de bun rămas. Dar tot aici, scăldat în lumina miezii, o structură de pământ ne stârnește curiozitatea. Un gard vechi de pământ care se încăpățânează să reziste vremii și vremurilor. Sprijinit în borduri de beton și par de lemn, susținând vegetația abundentă, ne oferă o părticică din satul de odinioară. Probabil aici poposeau bătrânii satului în drumul lor spre baltă și spre câmpul. Am ajuns în curtea familiei Costea și peștele nostru deja a luat drumul bucătăriei. Curățat bine, odihnește într-o tavă frecat cu sare grunjoasă. Ciorba se va pregăti la ceaun pe pirostrii cu apă de la izvoarele din Suhaia. În apa pusă la fiert, legumele, unele tăiate mărunt, altele lăsate întregi, ori doar tăiate în patru. Ciorba se drege cu bulion gros făcut în casă, la care adăugăm și niște roșii proaspete din grădina lor, tăiate felii. O floare de mărar uscată va da o aromă deosebită zenii. Se adaugă căpățânile și cozile de pește din captură, crap, caras, somn, știucă. Nu uităm nici lapții și icrele. Când peștele s-a ridicat la suprafață, se consideră fiert și se drege cu ou bătut și sare. Ciorba se acrește cu zeamă de corcodușe. Se adaugă verdeața și se consumă cu ardei iute și o țuică bună din partea locului. Thank you.
și ca focul să fie folosit la maxim, sub ceaun s-a așezat un grătar mic pe care câțiva ardei așteaptă să se coacă. Însă de la ciorba de pește nu poate lipsi pâinea, iar gospodarii noștri se întrec la prepararea bucatelor. Am descoperit și la Suhaia celebrul țest, clopotul de lut care tăinuiește sute de ani de istorie. Nici nu avem cum să nu găsim cuptorul arhaic când eram atât de aproape de câmpia Olteniei și comuna Fărcașele din județul Olt, unde s-au descoperit cele mai vechi sisteme arhaice de copt pâinea. Confecționarea țestului este apanajul strict al femeilor și se realizează doar o dată pe an, de ropotinul țestelor, în a treia zi de marți, de după Paște. Un amestec de lut, pământ galben, înmuiat bine cu apă, la care se adaugă balegă de cal și câlți, bătut cu picioarele de 9 ori, plămădit și structurat sub forma unui clopot, cu două găuri prin care va trece fierul coșului și marcat cu semnul crucii. Acesta este țestul. Țestul se ridică și se agață de fierul coșului, în timp ce o margine stă sprijinită pe vatră. Apoi se face un foc puternic sub el din cocen de porumb, iar spre final se adaugă lemne, surcele. În acest timp, seniorul familiei ne pregătește juveți uscați pe grătar pe jar de la țest. Când flacăra se stinge, se curăță vatra și se trage într-o parte jarul. Pâinea este un reper simbolic, concentrând bucurie, rodnicie, belșug, fertilitate, puritate. Făcutul pâinii este marcat de acte obligatorii. Făina se cerne în liniște, că tare-i mai place să simtă aerul proaspăt. Apa se ia de la vestitele izvoare și va fi liantul aluatului. O măsură de mâna lui Dumnezeu, adică sare, este strict necesară. Adăugarea fermentului va da viața aluatului. Acesta va înflori, va crește. Coca devine vie. Muncitul sau frământatul implică efort, căci cu cât este mai mult muncită, cu atât valoarea ei crește. Din aluatul de pâine se oprea o bucată de cocă și, ca la un semn, gospodinea primea un îndemn de la bărbat. Pune fa mâna și fă niște chioftele că vin copiii. Coca o împărțea și forma niște grămăjoare de mărimea unor gogoși,
Fiecare se întindea cu mâna și se punea în ulei încins, într-o tigaie, să se prăjească repede. Până era gata pâinea și se așeza masa, copiii se bucurau de gustul copturii rapide. De data aceasta, copiii au fost membrii echipei noastre de filmare. Se dă formă pâinii un colac de grâu frumos, ca și fața lui Hristos. Se marchează în mijloc cu cele trei degete cu care te închini. Așezi aluatul sub țestul încins, cuptorul primind și el semnul crucii. Totul se lasă în seama clopotului de lut. Jarul se așează de jur împrejur pentru a nu permite aerului rece să pătrundă sub clopot. Se lasă apoi la copt. La scoaterea pâinii, mirosul de coptură se împrăștie peste tot. Cuptorul primește în schimbul pâinii câțiva stropi de apă rece. Pâinea caldă poposește pe un ștergar curat și este frântă cu mâna și împărțită mesenilor.